Sunt iar în sectorul 5, total descoperit, cu muncitori neprotejați. Care lucrează la înălțime mare, pe schelă, fără cască, fără bocanci, fără vestă reflectorizantă. Și uitați-vă cum deja poluează. Ne pun viața și sănătatea în pericol. Riscă și ei, muncitorii, inconștienți și incompetenți. Dar riscăm și noi. După asta să facem boli grave din cauza microplasticului pe care ei îl lansează în oraș. Irresponsabil. Legea obligă să izoleze șantierul și să nu polueze deloc. Ia uitați-vă și vata asta minerală, praf de sticlă. Exact așa trebuie păstrată și manipulată. La vedere! Blocuri de plastic, vată minerală prin aer, a fost aruncată, scăpată de sus și a dus-o vântul unde a vrut. Unde e inspecția muncii? Unde e garda de mediu? Unde e primăria? Poliția locală? Unde e primarul populist piedone care își pune funcționarii la muncă noaptea, dar în timpul zilei dorm împreună? Dorm pe ei. Lângă parcul Sebastian. Poți să zici că în centrul capitalei. Nu știu ce stradă o fi aici. Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana. Dar cam asta e zona. Faceți inspecții și o să găsiți.